Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Urmărim cu multă atenție și îngrijorare în această perioadă, dragi români, ce se întâmplă în jurul Ucrainei, unde e plin de trupe rusești, ați auzit la știri. Sunt peste 150.000 după estimările NATO, care supraveghează atent regiunea. Avertizmentele că atacul este iminent se intensifică, sunt și multe provocări false, montate în zonele controlate de ruși, dar par să mai fie și alte probleme. O mare parte a forțelor ruse s-au concentrat în Belarus, țara care se învecinează la sud cu Ucraina și care este condusă de minionul lui Vladimir Putin, Alexander Lukashenko. Localnicii din Belarus par să fie însă destul de nemulțumiți de soldații ruși. Problema e că aceștia fac necazuri, răutăți, cum ar zice Luca. Deci beau de rup, fac mizerie, taie pădurile să facă focul, vând motorină și echipament ca să facă rost de bănuți, drumurile sunt făcute praf în unele zone din cauza echipamentelor grele militare și altele. Au apărut relatări dintr-un oraș bielorus aflat în apropierea graniței, unde rușii au venit cu echipamentele încărcate în trenuri și au început să descarce noaptea de 14 spre 15 februarie. Și martorii au spus că militarii care descărcau echipamentul rămâneau pe linii chiar și când alte trenuri se apropiau de ei. Mecanicii erau obligați să frâneze pentru a evita să-i calce. De fapt că, na, dacă vezi prima dată tren, trupele au lăsat căile ferate pline de gunoaie. Citesc din aceeași relatare, pe o porțiune de 3 km era plin de pungi de gunoi, sticle de vodcă goale, butoaie de bere goale și cutii goale de biscuiți. Măcar papă tot, beau tot. Ca la picnic. N-au lăsat nimic. Sunt semnalate cazuri de soldați care au leșinat prin șanțuri morți de beți și care erau să înghețe peste noapte din cauza temperaturilor scăzute, care au ajuns cu hipotermie la spitalele locale. Soldații par mereu și însetați, dar și foarte înfometați, așa că din curțile oamenilor au cam început să dispară găinușele și purcelușii. Și pentru unii bieloruși, exercițiile armatei ruse arată ca o invazie în sine. De altfel, armata rusă a intrat în Belarus în urmă cu câteva zile pentru niște exerciții, iar ieri, mă rog, liderii dictatorii de la Minsk au anunțat că o să rămână pe termen nedefinit. Auzi, dar nu trebuia, deci, să înceapă miercuri războiul? Sau am ratat eu ceva? Asta este o mișcare foarte interesantă ce se întâmplă. E un joc foarte interesant pe care îl fac americanii, care expun rând pe rând toate presupusele planuri ale rușilor. Și în felul ăsta, cum să spun, probabil că le și anulează pe multe dintre ele. Adică știm dinainte cam ce ar urma să se întâmple și atunci, na, ce pot să facă rușii, nu mai pot să confirme asta. Iar dacă prețul pentru evitarea războiului ar fi ca rușii să poată spune, americanii s-au făcut de râs când au zis că noi o să atacăm și uite că n-am atacat, ok, merită. Adică chiar merită din punctul ăsta de vedere. Dar situația este foarte periculoasă în continuare. Dar după știrea asta pe care ai dat-o mai devreme, mă gândesc că cineva poate fi lansat ordinul pentru miercuri, dar în situația asta mă gândesc că n-a avut cine să-l respecte. Da, băieții erau. Da, plus sunt informații că epidemia de COVID în rândul trupelor rusești care sunt campate în jurul Ucrainei, în barăci, de luni de zile, este face ravagii. Deci asta e, o să vedem ce se întâmplă, să sperăm că o să, că n-o să avem un război terestru pe scară largă în Europa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.